Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit, Stelian Tănase, Lentila de contact, Radio Classic, Des Reporter, întâlnirea săptămânală. Continuăm astăzi cu povestea lui Panaiotis Strati, episodul care îl continuă pe cel de săptămâna trecută. După festivități, după dispariția din spațiu public a lui Cristian Rakovski, care este expulzat la Astrahan, la gurile Volgii sau Volgăi, pleacă să vadă Uniunea Sovietică însoțit de recentul lui prieten Nikos Kazantzakis, cu care s-a înțeles foarte bine și din, cred eu, explicația ar fi că era pe jumate grechii Strati. Noi cam uităm asta. Dar și vorbea grecește. Cineva spunea ironic că nu vorbea bine nicio limbă, adică nici română, nici greacă, nici... Dar oricum era vorbitor de greacă. De ce? Pentru că îndată ce termină școala din cartierul grecesc, din Brăila, cele patru clase amărâte pe care le-a făcut, el servește ca băiat de prăvălie în cârciumi grecești. Deci el s-a dus la Chir Leonida, de pildă, o cârciumă care e prima în care el intră, casa există și astăzi, și s-a dus cu intenția de a se afla în lumea grecească și de a învăța grecește. Asta a avut, copilul ăsta a avut asta în gând, ceea ce a și făcut. Și în timpul și în copilăria lui a cultivat lumea grecească, pentru că îi spusese lui cineva, Moș Angel, unchiul lui, că românii sunt scârțani și să meargă să lucreze la greci, care erau mai filotimi. Dar asta l-a făcut să învețe grecește. Cu Nikos Kazantzakis vorbeau grecește. Bun, nu știu cât de corect, să fim înțeleși. Părerea mea că nu vorbea corect, dar vorbea și înțelegea. Se va vedea asta când va merge, voi povesti imediat la Atena, în ianuarie 1928. Deci la foarte puțin timp după acel octombrie 1927, când el a ajuns la Moscova. Să spunem că Istrati a venit foarte entuziast în Rusia, bolșevic convins, a dat niște declarații aberante de elogiu al Rusiei pe care nici nu o cunoștea, de faptul că s-a hotărât să rămână în Rusia și că vrea să fie îngropat în pământul rusesc și să fie dus acasă numai când la București va fi un regim comunist. Iată ce declara marele scriitor Panaiotis Strati, ajuns în Rusia. Dar era entuziasmat, mai era entuziasmat că și din rațiuni foarte simple. Dom'le, rușii plăteau tot. Omul ăsta care fusese un amărât și care trăise de muncile cele mai umile, începând și ți-a pus cariera, ghilimele, ca băia de prăvălie, adică bătut bine de celelalte slugi, de stăpân, plătit prost, neplătit cel mai adesea și a schimbat foarte multe meserii. A fost hamal în port, a fost zidar, destul de băia de prăvălie, chelner, pasnic la un hotel, foarte mult. Era foarte nestatornic. Eu cred că ar fi putut să se aleagă cu o meserie mai stabilă, dacă ar fi rămas în locul respectiv, dar el îl apuca dorul de ducă foarte repede. Se plictisea, intra repede în conflict cu stăpânii și pleca. Și nu pleca până la colț. Pleca în Mediterana, clandestin pe un vas, se ducea în Egipt, la Cairo sau la Alexandria, se ducea în Levant, a văzut Siria, a văzut Libanul, totdeauna clandestin, fără bani, cu riscuri proprii și mai și încasa multă bătaie, pentru că îl prindeau pe vas, n-aveai cum să scapă. Cum să te ascunzi pe un vapor? Istrati pleacă să vadă Rusia, este o călătorie extraordinară oferită de ruși. Gratis. Trenuri, hoteluri, mese, petreceri, tot ce au dorit să vadă li s-a pus la dispoziție și lui și lui Kazantzakis, dar grupului întreg de scritori invitați în Occident să participe la festivitățile, așa zise, Mari Revoluții Socialiste din octombrie, 10 ani. Să vă spun că a vizitat întâi sudul Rusiei. A văzut Crimea, a văzut Georgia, adică Tbilisi, a văzut Crimea, Odessa, etc. A văzut Kazahstanul,
peste tot, așa cum vedem astăzi, a publicat în zilele care urmau articole entuziaste în presa centrală de Moscova, pentru care era și copios plătit. Deci nu era pe gratis, nu era muncă voluntară. Nu era ca ziarele românești de azi care nu plătesc nimic. Plăteau rușii și plăteau, eu cred că plăteau pe măsura celebrității pe care o aveai și ce nevoie aveau rușii pentru propagandă de tine. Ori Istrat era un scriitor celebru în acel moment. Era un personaj foarte popular. Fusese tradus masiv în Rusia, în perioada premergătoare, dar și în timpul cât a fost acolo, pentru care a încasat uriașe drepturi de autor. Era din delegația aceea de scriitor cel mai cunoscut scriitor și cel mai popular, pentru că el scria pentru oamenii simpli. Totdeauna când scrii, trebuie să-ți alegi o nișă în care să te plasezi, să scrii pentru rafinați, pentru cunoscătorii, sau să scrii o literatură populară de succes. Istrati asta era, un scriitor popular. Entuziasmul lui este nedezmițit. Pe unde se duce, la apucă frenezia. Dar să ne și întrebăm ce s-a întâmplat de fapt acolo în aceste călătorii. Erau așteptați într-un oraș, să zicem la Odessa sau la Tiflis, Tbilisi de astăzi. Erau așteptați în gară de delegații de pionieri, de delegații de muncitori, de delegații de nomenclaturiști de acolo, oficialitățile locale. Li se punea cravata roșie la gât, li se cânta cu grupurile care veneau, trăgeau niște cântece populare sau imnuri proletare. Erau duși apoi, li se dădea o mică paradă, o defilare, ceva de felul ăsta, cânta fanfara. Erau duși apoi într-o sală de banchete, unde se ofereau niște mese abundente, se țineau cuvântări și după ce erau groghi cu burțile pline, plecau la hotel. Mai le scăpa și câte o damicelă, mai fiecare se descurca, dar era o atmosferă de primire a delegațiilor străine extrem de entuziastă și Ristrate răspundea la această bunăvoință, să-i spunem, cu un entuziasm bolșevic frenetic. Numai că, vedeți dumneavoastră, Istrat era un believer, un credincios. El vedea socialismul și comunismul ca o religie. În lipsa Dumnezeului, cel care e Dumnezeu, da? El vedea comunismul pe Lenin, pe Marx. Să nu credeți că i-a citit. N-a citit nimic, nici în Marx, nici în Lenin, nici în Engels. Nu era un doct, nu era un teoretician. El era un sentimental. El adera la această cauză pentru că era întotdeauna de partea de favorizaților. Nu uităm ce extracție avea. El ținea întotdeauna cu cei umili. Pentru el comunismul era o lume a celor umili. Era o întoarcere. Fuseseră mii de ani puternici, nobilii, aristocrația, burghezia, etc., etc. Acum venise rândul celor umili și el făcea parte din această clasă. Așa că entuziasmul lui este de înțeles. El credea, și așa îi fusese servită poezia, că venise în țara în care proletarii, țăranii, muncitorii, pălmașii, luaseră puterea. În timp, v-am spus la ce era expus, ce spectacole se dădeau, pe unde se ducea, erau primiți ca niște zei, începe să înțeleagă că, de fapt, este vorba despre spectacole, că nu e adevărul adevărat. Cum îi se dădea lui Ceaușescu spectacole, se ducea în piața Obor și se umpla piața cu carne, cu produse, totul, dar era un show. Mai veneau și folcloristele alea să danseze, să așa, dar era un show, piața era goală și era să umplea numai pentru venirea lui Ceaușescu acolo. Așa li se întâmpla și lor. Înainte să ajungă la Odessa, se organizau aceste spectacole cu brigăzi de agitație, cu fanfară, cu pionieri, cu produse din belșiu ca să arate că regimul comunist mergea foarte bine, că era prosper, că oamenii erau fericiți. Numai că în timp Istrat înțelege că este mințit. Înțelege că este o potemkiniadă. Potemkiniadă vine de la Potiomkin, care a fost primul ministru al Ecateriniei cea mai și amantul ei,
aveau și el mai multe amante, dar și ea avea mai mulți amanți. Dar în momentul când o invită să vadă noile teritorii cucerite, adică Crimea, în depărtare pune tot felul de cartoane, de cum să zică că sunt sate și că această zonă este foarte populată și că Ecaterina pusese mâna pe o zonă cu milioane și milioane de țărani, de șerbi, care puteau de să facă. De aici vine cuvântul de potemchiniadă. Erau niște înșelătorii. Asta, înțeles, și Stratică îi se întâmplă. Deci Rusia avea o mare tradiție în crearea unei false imagini despre țara lor. Și începe să fie mai circumspect. Îi spune lui Kazantzakis că e dezamăgit, că nu mai crede, nu mai dă declarațiile acelea de care, cu care s-a făcut de râs, că e bolșevic, vrea să fie mormântat în URSS, visează acum să se întoarcă la Paris și are dubii dacă ăștia îl lasă să se întoarcă la Paris. Asta se întâmplă, această trezire a lui are loc la jumatea anului 1928. El era deci în octombrie 27, în 1928 începe să înțeleagă că lucrurile nu sunt în regulă și că este vorba de un mare spectacol, mascaradă, și în lui, cum spun francezi. Merg și în nord, la Murmansk, să vadă reeducarea deținuților intelectuali care trebuiau să câștige o nouă conștiință. N-apucă să vadă totul pentru că nu le vine autorizație. Îi pleacă înapoi, era cu Kazantzakis la Moscova și autorizația vine după ei, ca să zic așa, să viziteze. Dar merge în Moldova sovietică, de pildă, unde se întâlnește și cu vechea lui cunoștință Ecaterina Arbore, care va fi împușcată de Stalin în 38. Și vede și aici colhozuri, românii basarabeni, vorbind de patria lor falsă, Moldova sovietică, ceea care este astăzi, nu? Transnistria, cam acesta e teritoriul. Începe să aibă divergențe cu Kazantzakis. Cu Kazantzakis avusese relații foarte apropiate și împărtășinseră opiniile și în perioada lui de cât era exaltat Kazantzakis să-l tempera, să nu se lanseze așa în lucruri, acum lucrul s-a inversat. El e mai circumspect și Kazantzakis îi spune păstrează tonusul totuși, nu știu ce. Trebuie să mai spunem un lucru interesant, că amândoi sunt însoțiți de iubitele lor. Deși Strati și Kazantzakis își cheamă iubita în Rusia, iar rușii acceptă să plătească încă și pe aceste două doamne, Bilili și Eleni Simu, care va deveni nevasta lui Kazantzakis în anii 40. Ea a lăsat și o carte destul de interesantă despre această călătorie. De fapt, trebuie să vedem că azi avem trei cărți despre călătorie. Avem al lui Panaiti Strati, Verunotră Flam, sau Spovedania unui învins, pe care o știe toată lumea. Avem cartea lui Kazantzakis despre călătoria aceasta în Rusia și avem cartea ei, a nevestei lui, care a scris și ea o carte, a apărut, nu știu de ce, numai în Chile a apărut, n-a găsit editor, dar s-a tradus în românește, se poate citi. Și este interesant, realmente. Mie nu mi-a plăcut neapărat, dar aflăm multe detalii, pentru că ea a călătorit, a dormit cu ei în hotel, a mers cu ei la masă, a fost în toate aceste acțiuni și spune lucruri de detalii foarte interesante. Trebuie citită pentru pasionații de Istrati. Ce ar mai trebui spus este că această îndepărtare a lui de situația din Rusia, de faptul că nu crede ce îi se arată și că este dezamăgit, este că el credea, când a venit în Rusia, că este chiar un stat al muncitorilor și țăranilor, că Lenin făcuse o revoluție, o dictatură a proletariatului, da? Și când, după câteva luni de mers în Rusia, își dă seama că e butaforie. Că nu avem o dictatură a proletariatului, ci avem un proletariat care este supus unei dictaturi a birocrației de partid. Este un regim al cenzurii, este un regim al închisorilor, este un regim al miliției, este un stat polițienesc,
este sărăcie. În primul rând, Rusia trăiește într-o sărăcie lucie. Începe să fie puțin incomod, adică lor li se pun pe înainte mese, iar rusul obișnuit face foamea. Dă urmele unor fenomene de canibalism, pentru că ei veneau pe urmele foametei care fusese provocată în Rusia, în Ucraina mai ales și în sudul Rusiei, de către războiul civil și așa zisa revoluție. Deci lucrurile devin dramatice și devine o problemă de conștiință pentru Istrati, pentru că să nu uităm, el avea problema, dacă va scrie despre lucrurile astea, dacă va rămâne un om cinstit, sau va spune obișnuita minciună propagandistică pentru care fuseseră chemați și foarte bine plătiți. Și aici se întâmplă lucruri pe care probabil îl știți. Istrati scrie adevărul despre Uniunea Sovietică, despre Rusia în 1927-28. Cartea apare în 1929, Spovedania unui învins. De fapt, au fost 3 volume publicate sub titlul Verlotre Flam spre cealaltă flamură, în care scrie Boris Suvarin și Victor Serge. Erau 3 volume, în care numai primul volum, cel care vi l-am spus, Spovedania unui învins, aparține lui Istrati. Este și singurul care s-a vândut, s-a citit și a fost comentat. Radio Clasic. Un radio în culori.